De ce ați vrut să faceți voluntariat? Pentru că iubesc oamenii, iubesc meseria pe care o am, îmi place să predau și îmi place să împărtășesc acest lucru cu alții. Și de unde pasiunea pentru limba germană? Din copilărie. Din copilărie am avut o profesoară de germană la vechea școală 4, nu știu dacă mai este acum școala, care mi-a insuflat dragostea pentru limba germană. Întâi mi-a plăcut de profesoară și apoi, încet, încet, am început să învăț germană. Și de unde vă inspirați la cursuri? De unde strângeți materialele? În primul rând aștept propunerile cursanților. Ce și-ar dori ei să facă. Și apoi construiesc. Mă uit în cărțile noastre de la bibliotecă, printre altele avem, dacă au nevoie copiii de cărți, pot veni, pot să aibă acces la cărți în limba germană fără nicio problemă. Deci, de acolo mă inspir. Din ceea ce îmi spun cursanții, din ceea ce încerc cursanții și mai apare și inspirația de moment, pentru că mi-aduc aminte, stai că ar trebui depunctat aici, stai că acest cuvânt mi-aduce aminte de alt cuvânt și tot așa, o expresie de altă expresie și începem să construim până când cursanții spun, halt, bine, zici stupid, este prea mult. Și atunci ne oprim și recapitulăm. Și câte persoane frecventează acest curs? S-au înscris foarte mulți, în jur de 130, dacă nu mă înșel. Pe parcurs s-au mai triat, pentru că au văzut unii că nu-i de joacă. Noi nu ne jucăm, noi chiar învățăm. Pe de altă parte, mulți au plecat în concediu, fiind vară. Și nici n-ai cum să-i ții legați de scaune. Și am spus, cine poate, vine, ia parte, ne bucurăm. Cine nu poate, ne vedem la anul. În fiecare an facem aceste cursuri. Și ce vârste au cursanții? Toate vârstele. Atâta vreme cât știu să vorbească, ei pot veni aici. Și v-ați mai gândit să faceți la anul cursul? Cu siguranță, nici nu pun problema să nu fac. Și acum, la urmă, ne-ați face un fel de urare în limba germană sau ceva despre curs? O urare în limba germană? Da. Viel Glück! Mult, mult succes, multă baftă! Și vă fac o invitație, poftiți la curs. Nu, dacă nu neapărat anul ăsta, anul următor noi vă așteptăm. Și cum se spune mulțumesc în germană? Danke. Așa! Danke schön! Bitte schön!